Nu trebuie să fii doctor în teologie, să fii specialist în profeții biblice ca să-ți dai seama de lucrul ăsta. Trăim noi vremea lui Noe? În vremea lui Noe, oamenii de dimineața până seara se gândeau numai la rău. În vremea lui Noe, oamenii au umplut pământul de violență. Este vremea în care noi trăim o vreme a violenței? A violenței excesive chiar. Uitați-vă la popoarele care se luptă unele împotriva altora. Oameni mor în fiecare zi din cauza violenței, orgolilor dintre liderii de stat. Violența în familie atinge cote alarmante în toată Europa. Și dragii mei, dați-mi voie să vă spun ceva. După părerea mea, violența în familie este gradul de decădere cel mai mare a unui om. De ce? Pentru ca să zdrobești cu pumnii ce iubești, nevasta și copiii, trebuie să fii de-a dreptul degradat, mai rău ca un animal. Animalele nu-și omoară cuibul, nu-și distrug cuibul. Domnul Hristos vorbește cu 2000 de ani în urmă. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla? Ai ochi să vezi în seara asta? Oare ești atât de orb să nu-ți dai seama că profeția Domnului Hristos se împlinește sub ochii tăi? Uitați-vă la vremea în care noi trăim, în care oamenii cu o moralitate îndoielnică sunt oamenii care devin repere pentru societate, pentru oameni, oameni care nu se tem nici de Dumnezeu, nici de oameni, care nu se mai ascunde nimic cu grozăviile lor. Pentru că astăzi trebuie să fii liber, nu mai trebuie să te ascunzi. Care oamenii păcătuiesc deschis, nu-i mai rușine de păcatele lor. Oare suntem chiar atât de orbi să nu vedem că se împlinește sub ochii noștri ceea ce Domnul Hristos spunea? Cei mai mulți dintre noi suntem în acea situație. Vă predicăm despre judecata lui Dumnezeu, despre mântuirea sufletului, despre faptul că aveți nevoie de iertarea lui Dumnezeu și vă uitați spre noi ciudați. Aveți toate șansele, pașaportul în fața voastră, vă puteți mântui, harul la dispoziția voastră. Dar cine știe dacă omul ăsta are dreptate? Împacă-te cu Dumnezeu astăzi, pentru că dreapta lui judecată se apropie. Și Domnul Hristos spune așa: pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Și cel care se împacă cu mine, nu mai vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Cum adică? Păi dacă eu mă duc cu un om pe drum să ne judece judecătorul, dacă pe drum noi ne împăcăm, mai are rost judecata? Tot astfel Dumnezeu întinde o mână spre fiecare dintre noi înainte ca să vină ca judecător și te provoacă. Împacă-te cu mine. N-aș vrea să te judec. Împacă-te cu mine. De ce suntem pași cu Dumnezeu? Din pricina dreptei lui judecăți care e gata să înceapă. Dar mai ai un motiv. Prijina, din datorită bunătății. Chemarea lui Dumnezeu pentru tine e una plină de iubire, fierbinte. Dumnezeu, lui Dumnezeu nu-i tot una dacă te mântui sau nu. Noi nu predicăm o evanghelie rece, distantă. Dacă te mântui, bine, dacă nu, treaba ta, că e viața ta în joc. Nu. Și noi îți predicăm un Iisus care te iubește, care își arată bunătatea față de tine în fiecare zi. Oare ești chiar atât de orb să vezi că tot ce ești și tot ce ai e bunătatea lui Dumnezeu? Oare n-ai ochi să-ți dai seama în seara asta că tot ce ești și tot ce ai e bunătatea lui Dumnezeu? Că nu meriți nimic, că n-ai nimic, că pâinea pe care o mănânci e bunătatea lui Dumnezeu. Știai că jumate din populația lumii mănâncă doar o masă pe zi? Și tu pâine din belșug, ești mai harnic decât ei? Nu. Ești mai deștept? Vezi de treabă. Sunt alții mai deștepți decât tine care lucrează cu un dolar pe zi. Mai deștepți decât tine, mai harici decât tine, mai bun decât tine. Dar față de tine Dumnezeu e bun. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Oare nu realizezi în seara asta că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Mulți oameni se străduiesc să ne arate că Dumnezeu e rău, că Dumnezeu e crud, că Dumnezeu e un Dumnezeu care îi place suferința umană. Vreau să spun ceva, Dumnezeu nu-i crud, nu-i rău. Și știți care e argumentul suprem? Jertfa Fiului Său, Iisus Hristos. Noi, oamenii, l-am întristat, l-am blasfemiat, ne-am răzvrătit împotriva Lui. Cu faptele noastre în fiecare zi i-am necinstit numele. Și dați-mi voie să vă spun, Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care conduce creația.
N-are nevoie să nu se împiedică noi în armatele noastre. Dumnezeu trimite o tornadă și rade de pe fața pământului sate întregi, orașe întregi. N-are nevoie Dumnezeu de forța noastră. Dar în loc ca Dumnezeu să ne nimicească, știți ce face? Îl trimite pe Fiul Lui să moară pentru noi. Hristos, Domnul, se naște pe pământ, trăiește o viață impecabilă. Face bine celor ce aveau nevoie de bine. Dă mâncare celor flămânzi, vindecă pe cei bolnavi, ridică pe cei fără speranță. Și ca răsplată, oamenii l-au pus pe cruce și l-au răstignit. Și când era acolo în suferință, putea să zică: Tată, nimicește, ne-am săturat de ei. În îndurarea lui zice: Tată, iartă, că nu știu ce fac. Și jertfa lui nu-i nimic altceva decât o mână întinsă spre tine, care te provoacă: omule, împacă-te cu mine, împacă-te cu mine. Ca să te împaci cu Dumnezeu în seara asta, trebuie să faci două lucruri simple. Să vină înaintea lui Dumnezeu să spui: Doamne, îmi pare rău de viața. Realizez acum cât sunt de vinovat și de păcătos, cât sunt de orb și de pierdut, iartă-mă. Și apoi să spui: Doamne, din toată inima cred că și pe mine mă poți mântui, mă poți salva. Și mie, Doamne, îmi poți schimba viața și mă poți face un alt om.